Salutare, prieteni dragi, și bine ați venit din nou în bucătăria mea, Bucătărește cu Rodica! Astăzi vom face o rețetă de fursecuri în formă de lămâie, cu gust de lămâie și umplute cu nucă. Este o rețetă destul de ușoară și este un deliciu. Se aseamănă foarte mult cu rețeta piersicilor. Deci, haideți să începem rețeta! În primul rând, vom pune într-un bol mai mare 75 ml de lapte, 50 g untopit, un gălbenuș, o lingură lichior de lămâie sau limoncello, coaja rasă de la o lămâie, un praf de sare și 50 de grame de zahăr. Și vom amesteca bine toate ingredientele. Acum vom cerne în compoziție 250 de grame de făină și foarte, foarte puțin bicarbonat, aproximativ 2 grame. Vom amesteca toate ingredientele cu o spatulă, după care, când nu vom mai putea amesteca, vom începe să frământăm. Vom frământa până aluatul este compact. Aluatul nostru este gata, așa trebuie să arate, acum îl vom împacheta în folie de plastic și îl vom da la frigider pentru aproximativ 30 de minute. Între timp vom face umplutura. Pentru umplutura vom avea nevoie de un albuș de ou la temperatura camerei, un praf de sare și 70 de grame de zahăr și vom începe să mixăm până se spumează foarte bine și spuma este fermă. Albușul s-a spumat foarte bine, acum vom adăuga 150 de grame de nucă măcinată, puțin câte puțin, și amestecăm ușor. Vom mai adăuga și coaja rasă de la o lămâie și o lingură de limoncello sau lichior de lămâie și amestecăm. Umplutura noastră este gata, acum o vom da deoparte. Vom presăra puțină făină pe masa de lucru, scoatem aluatul de la frigider și vom întinde o foaie subțire. Și vom tăia cerculețe. Puteți să tăiați cerculețe mai mari sau mai mici, după placul fiecăruia. Vom mai întinde puțin cerculețul, vom pune puțină umplutură și vom închide fursecul. După care îi vom da forma unei lămâi, așa cum vedeți că procedez eu. Dar atenție! Trebuie să închideți foarte, foarte bine fursecul, să nu se spargă la coacere. Și vom continua până vom termina de pregătit toate fursecurile. Nu uitați să preîncălziți cuptorul la 160 de grade Celsius, cu căldură jos și sus. Dar acest lucru depinde de fiecare cuptor. Le vom așeza în tava cuptorului și le vom da la cuptor pentru 25 de minute la 160 de grade Celsius. Și gata sunt fursecurile noastre. Le vom lăsa să se răcească, după care le vom scoate pe un grătar și le vom lăsa să se răcească foarte bine înainte de a le decora. Pentru decor vom avea nevoie de lapte.
Într-un bol vom pune 150 ml de lapte și în celălalt 40 ml lapte. În bolul unde avem mai puțin lapte, vom adăuga colorant verde și amestecăm. În celălalt bol vom folosi colorant galben și amestecăm. Iar acum vom adăuga puțin lichior de lămâie în ambele și amestecăm. Pentru decor vom mai avea nevoie și de zahăr. Iar acum vom începe decorul fursecurilor. Vom lua un fursec, îl vom da prin laptele de culoare galbenă, după care capetele le vom da în laptele de culoare verde și le vom da prin zahăr, așa cum vedeți că procedez eu. Vom continua până vom decora toate fursecurile. După cum vedeți, dragii mei, această rețetă este puțin asemănătoare cu rețeta piersicilor. Iar acum vom așeza fursecurile într-o farfurie. Și le voi decora cu frunze de lămâi. Și sunt gata pentru servire. Sunt niște fursecuri foarte delicioase, merită să le pregătiți. După cum ați văzut, nu este foarte greu de pregătit această rețetă și sunt un adevărat deliciu. Merită efortul. Deci, dragi prieteni, ce să vă mai spun? Că vă doresc spor la treabă și dacă v-a plăcut rețeta, dați-mi un like, distribuiți, abonați-vă și nu uitați să activați clopoțelul. Vă pup și numai bine! Ciao!